Și mă întrebă să mă pun. Să vină un gând în mine. Cum ar fi să zic eu rugăciunea Tatăl nostru? Că tot s-a chemit bunica mea toată vara să mă învețe. Aveam în jur de 7 ani și nu aveam nicio așteptare față de ce urma să fac. Ne-am împreunat mâinile, așa cum o vedeam de sor pe bunica mea că face atunci când se ruga, și am început să rostesc în șoaptă rugăciunea Tatăl nostru. Nu am încheiat bine, am început să am niște senzații interesante. Am simțit niște vibrații foarte fine în întregul corp, o lumină interioară, strălucitoare și o senzație de expansionare a ființei mele. Nu mi-a fost teamă. Din contră, eram foarte uimită de întregul fenomen și mă simțeam foarte bine. Aș fi vrut să nu se încheie niciodată. Din acest moment, am început să dezvolt din ce în ce mai mult o relație din ce în ce mai profundă, mai intimă, mai sinceră cu Dumnezeu. Rugăciunile mele au devenit mai personale. Pur și simplu, conversam cu Dumnezeu. Mi-aduc aminte cu plăcere, la un moment dat, într-o bună zi, când m-am trezit pur și simplu cu un sentiment de dor foarte puternic față de Dumnezeu, care m-a însoțit zi de zi, aproape 2 luni de zile. Sau altă dată, în timpul unei meditații, când, care nu avea legătură cu Dumnezeu, așa direct, pur și simplu să simt că toată ființa mea este aspirată către sus, atenția focalizată la nivelul capului și o stare foarte puternică de aspirație față de Dumnezeu. Pentru mine, comuniune, pentru mine spiritualitatea înseamnă comuniune cu Dumnezeu. Atât direct cât și indirect. Spiritualitatea nu se referă numai la trăirile pe care noi le avem acestea minunate și excepționale, ci mai ales tot ce facem noi clipă de clipă, pentru ca să ajungem să avem acele trăiri minunate. Asta înseamnă muncă individuală, personală. De asemenea, care vine cu provocări. Am ales 3 provocări pe care o să le dezbat așa cum succint și rapid, că nu am mai mult timp. Prima, abandonul. Este, a învățat să te abandonezi vieții în contextul actual este foarte provocator, pentru că asta implică un efort susținut, implică o anumită detoșare față de ego, ceea ce nu suntem învățați. Implică o anumită disciplină, ceea ce nu suntem învățați. Din contră, ego-ul este cel care ne spune, știi, tu poți să faci totul, tu poți să controlezi totul, poți să controlezi viața ta, viața celorlalți, planeta ta, universul și chiar pe Dumnezeu, dacă te poate. Uităm că universul acesta a existat de dinaintea noastră și chiar funcționează foarte bine după niște reguli foarte clare și precise. Ai curaj și abandonează-te vieții. Nu te opune ei. Al doilea, autenticitatea. Este o mare provocare să fii și să rămâi autentic. Zilele noastre, în toate situațiile, în toate contextele, în orice vei te afla. De ce? Pentru că foarte mult se vizează pe superficialitate. Nu este foarte ușor, așa că o simt cu pur și simplu așa rapid și să ai emoții intense, cât mai rapide. Atunci când te apucă, așa, când te vezi în jurul tău și te apucă de vremeștea, gândește-te la un singur lucru, și anume, faptul că fiecare acțiune are un efect. Și fiecare om va culege roadele propriilor lui acțiuni. Și indiferent ce și cum fac ceilalți, cum acționează ceilalți, te focalizează deasupra ta. Pentru că cel mai important pentru tine și pentru evoluția ta personală este să faci ceea ce este autentic. Ca ceea ce faci să fie autentic. Treia este aspirația, menținerea aspirației. Este o provocare să nu te lași curat de felisaj. Adică, de problemele cu care le confruntăm noi în viața noastră, a celor din jurul nostru, care, fără să ne dăm seama, ne pot acapara foarte ușor, cărora uneori ne dăm o importanță mult prea mare față de cum sunt ele în realitate. De asemenea, ne mai bruiază și mulțimea de stimuli care încearcă să ne implică un fel de nevoi care nu sunt, care nu ne sunt neapărat necesare. Din când în când, nu un stop, oprește-te și pune-ți întrebarea, ce este important pentru mine? Unde mă aflu acum? Care era scopul meu? Am învățat că viața de zi cu zi este o practică spirituală pentru mine, care poate să ne aducă foarte multă bucurie.
Pe măsură ce învățăm să, pe măsură ce înțelegem și aplicăm mare atenție, corect, tot ce am spus de înainte, abandon, aspirație, autenticitate, viața noastră poate să devină mult mai ușoară, putem să depășim mult mai repede, mai ușor și cu succes problemele vieții. Și foarte important să ne construim noi, personal, propria fericire. Asta înseamnă să fim activi, să ieșim din pasivitate și să nu mai așteptăm la infinit acest loc de fericire care poate, sau poate, poate da, sau poate nu să ne coboare sau să ne pice din valice. Omul este făcut să fie fericit. Și eu sunt de acord cu asta. Pentru că până acum, slavă Domnului, ne-a reușit. Tu ce zici? Vrei să fii fericit? Tu vrei să fii fericită?